Nu v-am spus finalul care este cel mai frumos și mai simpatic. Fiul împărătesei Evdoxia, nu știu dacă îl cheamă Arcadie, sper să nu greșesc dacă am zis bine, nu mai am exact în memorie din viața Sfântului, se hotărăște să aducă moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur înapoi în Constantinopol. Aduce moaștele în biserică și în momentul când se ajunge cu slujba vecernii sau de primirea moaștelor la pace tuturor, mâna Sfântului Ioan Gură de Aur, deși era de atâta vreme trecută în veșnicie, binecuvintează biserica și mormântul Evdoxiei se liniștește. Deci nu mai tremură. O iartă de păcatul amestecării ei în treburile bisericești și în treburile lui Dumnezeu. Iaca de acest fel de mărturisitori are nevoie biserica, nu de gargaragii, de scrisori, de petiții, de păreri, de impresii, de figuri, de ședințe, de sinaxe în care demonstrează ei care e adevărul lui Hristos. Adevărul este unul singur, cuvântul Evangheliei, restul sunt povești nemuritoare. Ca idee la Evanghelia de astăzi avem ceva foarte interesant. Luați seama la voi înșivă că veți fi dați în sinagogi și în adunări, bătuți, duși înaintea conducătorilor și trebuie să mărturisiți pentru mine. Deci ceea ce trăiește Ioan Gură de Aur, izgonirea, patima, necazul, primejdea, toate prin câte trece. Și spune așa, sfârșitul nu vine acum, pentru că întâi trebuie să propovădească Evanghelia la toate neamurile. Deci acele prorocii cu peste 12 luni vom vedea ce va mai fi, vor mai trece multe alte 12 luni, că Dumnezeu știe vremurile, timpurile, ceasurile, momentele și mai ales că scrie în Sfânta Scriptură, de clipa și de ceasul acela nu știe nimeni decât numai Tatăl, n-a dat-o nici duhovnicilor, nici episcopilor, nici preoților, nici pusnicilor, nici teologilor. Ce e treaba Tatălui? Dar ne-a lăsat semn că trebuie să se propovădească Evanghelia la toată făptura. Ținând cont că suntem 700 de milioane de ortodoxi pe glob, până la 7 miliarde, deci a câta parte s-a propovăduit Evanghelia? A 10-a parte. Mai avem încă 90%. Așa că succes în Siria, în Damasc, în Egipt, la propovăduirea Evangheliei și acolo să ne dăm ecumeniști, anti-ecumeniști, să ne dăm anticretani și tot ce vrem noi, nu în România unei liniște și pace. Aici românii știu biserica și nu trebuie să le spunem noi când să nu meargă la biserică unde preotul pomenește episcopul sau nu. Astea sunt tâmpeni. Să nu vă îngrijiți ce veți zice și ce veți spune, că Duhul Sfânt vă va da vouă în ceasul acela. Deci Dumnezeu te luminează ce să spui. Învățători, spune Apostolul Pavel, aveți cât lumea. Părinți aveți numai unul. Și acela e Hristos care ne-a născut prin cruce și prin înviere, sau Dumnezeu care e lucrătorul butucului, că El l-a dat pe Fiul în lume să ne mântuiască pe noi. Deci atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său l-a dat la moarte și ce fel de moarte? Moarte pe cruce. Așa că înaintea lui 666 și a Antichristului și a actului biometric, îi întâi ieslea de la Betleem, îi mormântul lui Hristos, îi înălțarea de la Tabor, îi cinzecimea de la Ierusalim și apoi din urmă vine și Antichristul, șchiop, 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 sub mâna lui Dumnezeu. Căci cu undița întrupării tale l-ai prins pe diavol și l-ai legat în întunericul iadului. Bine, această poveste cu biometria și cu Antichristul e foarte bună, că poți să-ți iei o mașină nouă vânzând broșuri, deci ai motivația să faci propagandă, dar nu-i în acord cu Evanghelia. Deci una este amăgirea, alta este înșelarea și alta este cuvântul Evangheliei și adevărul. Frate pe frate se va da la moarte, semnele sfârșitului. Tatăl pe copii, copiii se vor răzvrăti împotriva părinților și vor ucide. Deci semne mizerabile ale societății decăzute. Și spune mai departe, și veți fi urâți din pricina numelui meu, dar cel ce rabdă până la urmă, acela se va mântui. Nu cel ce se desparte de biserică se va mântui, cum spune la evrei, ci cel ce rabdă până la sfârșit. Ei, iată, acest mare slăvit ierarh, Ioan Gură de Aur, a reușit această mare realizare
ca lumea să-l cinstească 1500 de ani după moarte, chiar dacă el a fost aruncat undeva într-un exil, să nu ne mai gândim la Sfântul Atanase cel Mare, care a participat la două sinoade, odată ca secretar, diacon, și odată ca ierarh plin și izgonit din scaun și exilat de 5 ori. Și nu s-a speriat. Și astăzi în calendarul Bisericii Ortodoxe. Să ne gândim la Sfântul Ierarh Nicolae, care a stat în temniță atunci când a combătut învățătura lui Arius. Nu s-a speriat. I-a dat Maica Domnului Omoforul și Hristos Evanghelia. Să ne amintim de Sfântul Spiridon, care în momentul când a fost mărturisitor al necredinței păgânei, s-a scos un ochi și se tăia pulpa la picior și totuși a strâns cărămida în mână și ne-a arătat nouă puterea treimii. Iată că astea îl putea urma. Aș vrea să vă fac tot timpul curioși, să deschideți viețile Sfinților, că sunt mai frumoase decât poveștile moderne despre Dumnezeu. Deci noi în ziua de astăzi nu mai avem nevoie de sfinți ca și modele, ne luăm mici idolatrii ca și modele. Uneori și ortodoxii pot cădea în idolatrie. Știți de unde știm lucrul ăsta? Chiar din Scriptură. Știind Dumnezeu că Moise era iubit de popor și vorbea cu Dumnezeu, pământele Nebo l-a pus pe arhanghelul Mihail să-i ascundă trupul în loc neștiut. Mai târziu și sicriul legii, care prin timpul profetului Ieremia nu se mai știe nici până astăzi nimic de el, deși unii susțin că l-au, dar este o copie infidelă și nu reală, pentru că atât Moise va fi la judecată și va fi și sicriul legii pe norii cerului când va veni judecata și sfârșitul, totuși, Dumnezeu nu le-a arătat poporului iudeu unde este mormântul lui Moise ca să-l venereze mai mult decât pe Dumnezeu. Și noi trebuie să trecem de la venerarea mormintelor la venerarea Scripturii. Pentru că cercetați Scripturile, că din ele vă vine viața veșnică. Asta e marea taină. Groapa se pecetluiește până la cea de-a doua venire, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Sacrilegiu, curiozitatea și îndrăzneala te face să o deschizi. Dar Scriptura stă la îndemâna ta să o deschizi permanent și totuși câteodată nu vrei să o deschizi. Preferi, cum spune Apostolul Pavel, basme băbești inventate de oameni și povești din aceștia lumești care duc la scandale și gâlcevuri, cum spune Apostolul Pavel. Și lăsați cuvântul și hrana cea tare a Scripturii. Ei, acest Sfânt Ioan Gură de Aur a avut puterea să ne traducă trei sferturi din Sfânta Scriptură și să ne o pună la dispoziție. Și ca să închei despre el cu ultima, să vedeți ce înseamnă verticalitatea și demnitatea unui sfânt. Prin 410 era la sinodul de la Stejar. La vremea aceea, dacă vă mai aduceți aminte, sfinții părinți l-au blasfemiat sau l-au anatematizat pe Origen. Pentru cei ce nu știu cine e Origen, ar trebui să știți doar atât. Că la anul 200 și ceva după Hristos, noi creștinătatea lui Hristos, cea ortodoxă, creștinătatea adevărată, până la 1054 a fost o singură biserică, aveam din mâna lui Origen hexapla, Sfânta Scriptură, în 6 limbi, întreagă și nealterată. Și unde îi lipsea, s-a dus și a luat din alte scripturi, de pe la alt Teodotian, înaintașa lui, mai luminat ca el. Și a completat ce lipsea. Și ne-a lăsat o epopee, o artă. La 200 de ani după Hristos, tu să ai Scriptura perfectă. Ei, ne-a lăsat vreo 6.000 de titluri de cărți, 15 scribi care scriau, 7 care ascultau și preluau și trimiteau la scris și el singur care le vorbea la toți. Pe lângă părutele lui filozofii, prin darul primit de la Dumnezeu, prin înțelepciunea, ca să spune, exagerată la nivel de geniu pe care a avut-o acest Origen, a făcut și marea greșeală, vorbind de apocatastază, adică de mântuirea dracilor, de bunătatea lui Dumnezeu și de mântuirea întregii lumi și alte mici abateri din astea dogmatice, dar cu justificare, la vremea de astăzi, că erau abia 200 de ani după
înălțarea Mântuitorului la cer și încă dogmele nu erau centrate. N-aveam cele șapte sinoade ecumenice. Abia la 325 apărea primul sinod ecumenic care combătea arianismul. Ei, Sfântul Ioan Gură de Aur, care era un om cult, un om de literă, un filozof, un om pregătit, un teolog prin erudiția Duhului Sfânt și a trăirii personale, în momentul când aceștia l-au condamnat, au adus o mărturie pe care a spus-o cândva Origen în una din cărțile sale, tâlcuind el ceva marile opere, cred că a lui Moise, sau a tâlcuit niște părți din Sfânta Scriptură și Origen, a spus așa: nu consider că tot ce am scris poate fi perfect. Dacă strecurase vor greșeli în scrierile mele și eu nu voi mai fi, le puteți îndrepta, că eu nu sunt cel care să mă cred perfecțiunea într-o chipată să nu fi greșit. Și bineînțeles că la vremea respectivă, făcându-se acel sidot și luându-se asupra lui Origen această hotărâre de a anatematiza unele scrieri, singurul care a avut o demnitate și o prestanță arhierească de mare înălțime și credincioșie creștină, poate că a mers exact după cuvântul Sfântului Ioan Evanghelistul, ocrotitor acestui sfânt locaș: cine judecă mai înainte de Hristos, Antichrist este. Și a spus așa: fraților, totuși să fim cu luarea minte, cu o ușoară înțelegere, cu o ușoară îngăduință, cu oarecare atenție, pentru că acest om, fiind mort, nu se mai poate apăra nefiind de față. Credeți că dacă Origen ar trăi și v-ar auzi pe voi, sfinții părinți, de față, corectându-i aceste greșeli, iar s-ar împotrivi sau n-ar fi de acord cu corectura voastră? Așa trebuie să vedeți lucrurile. Și a fost singurul care a spus: nu este frumos să judecați un om în lipsă și să dați o sentință atât de aspră. Nu că sentința n-ar fi fost plauzibilă, dar nu trebuia făcută cu patimă. Adică ce trebuie dat deoparte și e greșit, dar ce este bun trebuie pus în valoare și omul trebuie apreciat la valoarea momentului de atunci, a istoriei de atunci, a teologiei de atunci și a nivelului de pregătire de atunci, ținând cont că și dogmele teologice ale creștinismului erau încă în sedimentare. Vă repet, nu aveam încă cele șapte sinoade ecumenice, care le avem azi ca hotar în Ortodoxie. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că și Apostolul Pavel, care a fost mentorul lui Ioan Gură de Aur în Duh, spune acest lucru: au biserica noastră judecă fără să asculte? Înainte de a lua noi decizii în numele lui Dumnezeu, trebuie să ne gândim că cel care ia decizia supremă și universală este doar Dumnezeu. Și el a spus scurt, în Scripturi: ce este da, este da, ce este nu, este nu. Cei mai multe de la diavol. Consider că și eu pot spune acest lucru, că atunci când ieșim din tiparul Sfintei Scripturi și ne arogăm noi cunoașteri mai presus de Scripturi,